războiul are un impact și asupra transporturilor comerciale, mai ales aici în zona Mării Negre. Ca atare a trebuit să toate țările riverane Mării Negre să se adapteze, să instituie niște metode mult mai drastice de control. Am avut problemele cu minele plutitoare care puteau să și cauzau un pericol real navigației comerciale, deci a trebuit să se întețească cooperarea și cu Marina Militară pentru detectarea și îmbunătățirea situației. Și tot războiul din Ucraina a dus la o creștere semnificativă a traficului naval. Crescând traficul naval, ne putem aștepta la creșterea incidentelor sau accidentelor. Supraveghem cu atenție, încercăm să nu permitem navelor să efectueze manevre necorespunzătoare. La acest aniversar a fost dezvelită o placă onorifică pe care sunt scrise numele tuturor celor care au condus autoritatea navală română în cei 20 de ani. Încercăm să continuăm ceea ce au început colegii noștri acum 20 de ani. Au existat foarte multe schimbări la nivel internațional în ceea ce privește domeniul maritim, legislația maritimă, iar România trebuie să se alinieze la aceste schimbări. De asemenea, la eveniment, trei angajați de la Capitania Portului Cernavodă au fost premiați pentru salvarea unei femei aflate în pericol de nec în canalul Dunăre-Marea Neagră pe 6 octombrie.